nu s-a întâmplat peste noapte, ci chiar într-o noapte. Am crezut că e de la oboseală, dar când s-a întâmplat a doua și a zecea oară, am început să mă întreb ce e neregulă cu mine. La oftalmolog m-a pus să citesc. Mare, mai mic, mic, mic de tot, până mi-a zis că sunt ok. Poate la cap e problema. Am fost la neurolog. Mi-a dat un afiș cu creierul meu. S-a uitat toți la toate filmele mele și asta a fost. Poate la inimă e problema. Am fost și la cardiolog. M-a întrebat: ești singur? Sunt mai mult solitar. M-a ascultat și mi-a zis că înțelege exact prin ce trec. Are aceeași afecțiune ca mine. Îmi venea să arunc un generic peste noi doi și să rămânem așa, afectați. Dar i-a stins lumina și m-a luat de mână.